Cinci membri ai echipajului unui Boeing 727 au murit și unul a fost grav rănit după ce aparatul de zbor s-a prăbușit în estul Columbiei, a informat aviația civilă. Cinci dintre membrii echipajului au decedat, al șaselea a fost spitalizat și transferat apoi la Bogota cu un avion special, a spus secretarul pentru securitatea aviației civile. Acesta este un tehnician de zbor, dar starea sa este critică. Avionul decolase din Puerto Careno cu destinația Bogota, s-a prăbușit în apropiere de frontiera dintre Columbia și Venezuela. O echipă de anchetatori încearcă să determine cauzele producerii accidentului.